Da, salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit pentru o nouă ediție de Stăm de Vorbă. Astăzi nu o să stăm doar de vorbă, o să mai și cântăm, pentru că din nou doamna Carmen Trufia, alături de niște copii mai mult decât minunați, sunt alături de noi din nou în studioul Smile FM. Aceeași doamna Trufia, dar copii diferiți. Ce faceți? Da, bună ziua! Ce să facem la dumneavoastră în emisiune din nou? Foarte bine, mă bucur foarte mult că văd niște copii minunați, îi văd zâmbitori și nerăbdători să ne și cânte, pentru că astăzi, ca și data trecută, nu o să stăm doar de vorbă, o să mai și cântăm. Cu cine ați venit astăzi, doamna Carmen Trufia, la noi în studio? Cu cei mai frumoși copii, cei mai talentați, Sofia Hancu, Maria Pavel, Ioana Câmpeanu, Mihaela Ciobanu și Sebastian Burghelea, cel mai frumos băiat. Păi așa e, cel mai frumos băiat din studio. Îi dau, Sebastian, să știi că îți dau tronul meu, ți-l ofer ție astăzi pe parcursul emisiunii. Cel mai frumos băiat din studio este acum alături de noi. Chiar dacă, stați așa, să mut un pic camera, că ne vedem live și pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Am mutat un pic camera ca să-l vedem și pe Sebastian, că îl tăi... Când mă arătam și eu îl bătrân, mă știți deja ce să mai e așa, se vedea mai puțin de jumătate domnul Sebastian. Sebastian Burghelea. Ce faceți, copii? Cum sunteți acum? Ați început din nou școala? Nu mai ați făcut școală online? Sau grădii online? Ce ați făcut voi? Online nu. Sunteți fizic la școală, nu? Acum da, dar înainte au făcut online. E mai bine fizic, nu? Așa, numai că... Da, spui bună dimineața acum la doamna educatoare. Da, să veniți, care mai vreți să veniți în fața microfonului, să vorbim, dacă că tot mai avem un pic de timp. Dragi prieteni, în curând o să vă dau știrile locale, pentru că e ora 18 fix și trebuie să auzim știrile. Să știți că noi o să rămânem totuși online pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Între timp pregătesc aici știrile și o să mai stau de vorbă cu doamna Carmen Trufia, cu acești copii minunați de-au venit astăzi la noi în studio, care, apropo, o să ne și cânte, să știți, fiecare dintre ei, cel puțin o melodie, și o să ne bucurăm tare mult să le auzim vocișoarele și cum s-au pregătit pentru astăzi. Hai că vă dau știrile, un pic de publicitate și revenim imediat cu Sofia, Maria, Ioana, Mihaela și Sebastian, bineînțeles cu doamna profesoară Carmen Trufia, din studioul nostru de aici, din Vaslui. Salutări încă o dată tuturor, să aveți o zi extraordinară! Așa, da, am rămas doar pe online. Ia să vedem cine vrea să vină la microfon. Așa, să vorbim un pic, Sebastian. Păi tu trebuia să fii primul, să spargi gheața. Ia zi-ne tu, domne, cum e cu școlile astea? Cum e acum la școală? Acum la școală e destul de ușor. E ușor? Ești în clasa 1 sau în ce clasă? A doua. În clasa... deci deja ești dita mai cavaler. Și începi acum să ai cu mulțirea, nu? Împărțirea, te descurci la matematică? Da, mai mult la matematică, asta e materia ce îmi place cel mai mult. Serios? Da. Eu nu știu, când eram la școală nu-mi plăcea matematica de niciun fel. Adică era pe primul loc sportul, desenul, un pic de istorie, un pic de română, un pic de geografie și matematica era pe primul loc, da, pe ultimul loc, pardon, pe primul loc era desenul și sportul. Și după cum se vede, de sport m-am lăsat. Adică... Sebastian are o doamnă învățătoare foarte drăguță, doamna Buguleț, o salutăm pe această cale. Da, da, da. Cum o cheamă pe doamna ta? Sebi. Buguleț, uite acolo și salut-o, Buguleț, că te urmărește, Gianina. O salutăm pe doamna învățătoare. O super doamnă. Se ocupă de copii. Care este cu grijă. cel mai bun prieten al tău din clasă? Cel mai bun prieten al meu este Stelian. Stelian, îl salutăm și pe Stelian, dar cea mai bună prietenă? Cea mai bună prietenă, Alexia. Alexia și Stelian. Băi, asta înseamnă. Și aveți probabil o gașcă mare, te înțelegi cu toți cei din clasă, nu? Stelian este fratele Mariei, care este aici de față. Aha. La fel, da. Foarte bine. Sebastian, mă bucur că ești la noi în studio. Zi-mi dacă îți place la radio și dacă o să mai vii. Îmi place, dar rest, ca să mai vin, nu știu.
Nu știi dacă, adică... Da, o să vezi că pe parcurs o să te obișnuiești și sper să-ți dorești să mai vii. Poate, de ce nu, o să-mi iei locul într-o zi. Știi? Vă propunem dacă noi pe 1 iunie să ne faceți un spațiu mult mai mare, pentru că nu sunt doar 5 copii în cadrul școlii Domisong, sunt avem mult mai mulți frumoși. Facem emisiunea de acolo, da. Ce să mai... Ne mutăm sigur, cu tot, cu vă așteptăm mixere, cu tot așa. Dacă puteți da, să... da, 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 păi asta da. Facem. De 1 iunie sărbătorim împreună cu ăștia mici, că e ziua lor. Și da, să știți că nu vin dacă nu aveți tort. Avem. Cine face tortul sigur. De 1 iunie? Stai așa, nu ei trebuie să facă cinste de 1 iunie, doamne, da. m-am... Doamna profesoară, eu. Așa, deci doamna profesoară de face cinste cu tortul, sigur. Eu vin cu... tuturor copiilor de la Domisong. Vin cu tehnica live-ului și bineînțeles să ne auzim și pe radio. Da. Mersi, Sebastian. Vreau să vină Sofia, să o întrebăm pe Sofia ceva. Sofia, ce faci? Hai, stai așa, că nu prea te văd, trebuie să mă ridic. Bine. Ești bine? Da. Am auzit că te cam plictiseai un pic mai devreme. Tu erai cea care spunea că s-a plictisit? Da. Aoleu, păi da, asta e chestia, că la noi muzica se aude doar la radio. Aici mai mult vorbim, mai mult ne cunoaștem. Da. Tu știi ce zodie ești? Da. Ce zodie ești? Vărsător. Vărsător! E cea mai tare zodie. nu e, doamna profesoară nu e de acord cu mine. După Scorpion, bineînțeles, asta să știe. Și la ești la grădii, cum, care-i, unde activezi? Ești la grădii? Da. Sau la cămin? Mai sunt cămine? Că nu mai știu. Adică? Mai e unul lângă grădinița mea. Deci mai este un cămin lângă grădinița ta și acolo vin probabil copii și mai mici decât tine, nu? Eu. Nu? Da sau nu? Eu n-am niciodată acolo. Aha. Și abar n-am ce e acolo. Na. Îs copii mai urâți? Nu știu. Nu știi, bine. Acolo se Mama Sofie este copii. O învățătoare foarte drăguță. O cunosc și am colaborat. Sofia trebuia să vină data trecută la prima emisiune. Așa, dar... și s-a îmbolnăvit și a dorit atât de mult să ajungă aici la Smile FM. Și uite, acum a zis că se plictisește, dar să știi, Sofia, că până la urmă o să fie bine, o să vezi că o să te distrezi. O să trebuiască să faci și atmosferă pentru colegii tăi de trupă. Când o să cânte, o să trebuiască să-i aplauzi, da? Da. Ai cont de Facebook? Te găsesc pe Facebook? Sau are mami și tati? Are mami. Are mami. Bun. Că dacă, sau Instagram. Învățătoare la școala 10. Dacă are Instagram cartier. Să-i urmăresc pe toți, să le dau follow. Așa, super, super. Mai departe, în ordinea numerelor de pe tricou, doamnelor, domnilor, să facem cunoștință cu Maria. Hai, Maria. Maria. Vai, tu ești și mai mică. Ne uităm acolo. Acolo este camera. Cred că trebuie să stau în picioare să vă văd pe toți. Maria, ce faci? Bine. Tu te-ai plictisit? Nu. Abia aștept să cânți? Da. Cum o să se cheme melodia pe care o să o cânți tu? Când la școală am să merg. Și când o să mergi tu la școală? Așa, cam, cum îți dorești tu să fie doamna ta învățătoare când o să fii la școală? Bună. Bune sunt toate, dar vrei să fie, de exemplu, blondă sau brunetă? Blondă. Și dacă o să dai de un domn învățător? Nu contează. Nu contează domn învățător sau doamnă învățătoare, important e să fie bun, nu? Da. Așa. Și să știi că, din ce am înțeles și eu și din ce am trăit, toate doamnele învățătoare, toți domnii învățători sunt foarte buni. Da, sunt devotați. Numai copiii trebuie să fie cuminți. Tu ești cuminte acum la grădii? Da. Și ei stimulent? O să mai dau stimulente, că nu știu. A? Da, se dau. Da? Vin copiii la muzică cu stimulente de la grădii, de la cămin, de la... Ei stimulente la grădii? Da. Super tare. Înseamnă că ești o fetiță foarte cuminte, frumoasă ești, cuminte ești. Și cântă și frumos. Și cânți, eu nu știu încă, asta dacă o să vedem în câteva minute. Și ce vrei să te faci când o să fii mare? Asta e, cred că e cea mai mare întrebare. Ce vrei tu să te faci când o să crești așa mare? Doctoriță. Doctoriță? Și ce vrei să repari la oameni? Capul, inima, picioarele? Nu știu. Nu știi încă, dar oricum vrei să faci oamenii să fie bine, da? Să îi însănătoșești. Așa. Ai fost răcită de curând? Da. Și doctorul cum a fost? A fost de treabă?
tu să fii mai de treabă decât el, da? Să fii cea mai bună doctoriță din câte există pe planeta asta. Super. Zi da, o să fiu. Asta este visul meu, nu? Este visul tău ăsta. Da, e foarte tare să ai vise de genul ăsta din copilărie. Mai departe, hai să mai facem cunoștință cu cineva. Hai. Cine mai este Mihaela. Pe lângă noi? Mihaela. Mihaela, trage microfon așa, că tu ești înaltă și frumoasă și reușești și eu să te văd. Uite, mă pot relaxa, stau bine pe scaun și pot să te văd foarte bine. Cei de acasă sau cei de pe internet te văd mult mai bine decât mine. În ce clasă ești? În a treia. Într-a treia? Ești foarte înaltă, faci sport? La școală. La școală? Ce îți place să faci la școală? Uneori română, matematică. Nu, dar la și sport. Vioara. La... Și vioara. Da, fac și vioara cu doamna Cornea Maria. Uite, să știi că avem și eu. Uite, dacă te uiți acolo, avem o vioară. E un obiect de decor. Nu cântă nimeni la ea. Și poate te așteptăm odată la noi la radio să o încerci, să o acordezi, că e dezacordată, săraca, atâta, în rest, piesă de mobilier. Deci îți place foarte tare vioara, să înțeleg. Da, Mihaela studiază vioara la școala numărul 9, din gară. Și cu doamna Cornea faci, nu? Și voiam să zic de teorie muzicală, pian, la școala 9 sunt profesor foarte ok. Unde majoritatea din Vaslui pot studia muzica în Vaslui și asta este foarte important la acea școală. Mihaela studiază, deci, vioara acolo, la școala 9 și canto la Domisong. Dacă tot vorbim de instrumente, ce instrumente ar trebui să studieze copiii așa de mici? Nu știu, sunt unii părinți care, nu știu, mie îmi place cavalul, să-l dau la caval, nu știu. Vioara și pianul în general, așa. De foarte mici pot studia, începând cu 5 ani, 6 ani, dar la școală, într-adevăr, la 7 ani. Aha, aha. Se pot studia, dacă vor să facă performanță, orice părinte poate încerca. Chiar am primit întrebările astea, de la ce vârstă poate studia un copil instrumentul vioară sau pian? De la vârsta de 5 ani. Dar de ce vioară și de ce pian? De ce nu chitară, de exemplu? Are griful ăla e mare pentru... Nu, dar e greu să cânt la vioară. La vioară este foarte greu, pentru că la poziția mâinii, la corpului, la arcuș, stai, eu spun de arcuș, pot să spun de clarinet. Predând 12 ani instrumentul clarinet la școala gimnazială Mihai Eminescu din Vaslui. În condică am semnat timp de 2 luni, 3 luni, poziția instrumentului este foarte importantă, cum începe copilul cu profesorul, poziția corpului, poziția mâinilor, da? De obicei vioara, eu vă spun ce, și așa. Pianul și clarinetul la fel, se ia o minge de tenis, un măr sau o portocală și poziția mâinii așa trebuie să stea, rotunjită, boltită, aha. Nu trebuie să miște poaneul. Și mișcarea se face doar de la cot în jos. Adică aha. Cum ar ține, eu cam așa le spun copiilor, țin cotul pe masă în timp ce mama gătește ciorbița și ridică de la cot în jos, mânuța rotundă cu un măr în mână și după aia dă mărul la o parte și dă ciorbița și se duce la pian sau la instrument și la clarinet și la saxofon, la toate instrumentele, nu... nervii musculaturii degetelor nu pot funcționa drepte. Da? Nu știu dacă ați văzut un instrumentist cântând așa cu degetele drepte, da, nu. Da, nu, niciun caz. Deci da, tot timpul rotunjite, aici boltită mânuța, mâna, și apăsăm pe clape. Pot fi, deci, arcuș, pian și toate instrumentele. Flaut, toate instrumentele se fac la școala numărul 9. Da, da, nu, ziceam, de ce nu ar putea să studieze chitara? Nu e mare? Sau, da, na, chitara sau, este mult mai ușoară, mult mai ușoară. O pot începe chitara la orice vârstă. Avem profesori în Vaslui. Dar ce instrument vrei să fii tu? Nai? La nai? Oh, super! Avem noi un prieten, îl cunoaștem toți, Zamfir, domnul Zamfir îl cheamă. Tu îl știi cine e domnul Zamfir? Nu. Să-l cauți pe YouTube. Și el cântă cel mai bine la nai. E celebru, îl cunoaștem cu toții. Este, noi îl cunoaștem pe el, dar dumnealui nu ne cunoaște bine. Hai aici, Sofie, hai la microfon. Vino la microfon, ia să ne spui ce. Și au cântat Sorolo Șoianu și
grupa de dans Plăieșii. Oh, și ți-a plăcut? Și ai fost acolo la concert? Super! Da, am urcat pe scenă. Ai urcat și pe scenă, nu? Da. Ce ai făcut acolo pe scenă? Am ai dansat? Da. Super tare! Bravo! Vedetă de mică! Îți place... stai așa, hai să intrăm pe radio, că e timpul. Da, salutări încă o dată tuturor celor care ne ascultă pe 93,2 MHz și pe smilefm.ro. Îi salutăm de asemenea și pe toți care ne urmăresc prin intermediul paginii noastre de Facebook și prin intermediul canalului nostru de YouTube. Îl salutăm pe Edi, o salutăm pe Oana. Edi vă întreabă copii dacă jucați Roblox. Da, cine joacă Roblox, mâna sus. Deci Sebi joacă Roblox. Și cine e, cam, nu, am pe listă, dar nu mai știu care și cum sunt. Cine e, cum te cheamă? Ioana. Așa, Ioana. Hai, deci Sebi și Ioana. Ioana, tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Vreau să mă fac doctoriță. A, așa, și tu vrei să te faci doctoriță. Și ca doctoriță, ce fel de oameni vrei? Sau cum vrei să tratezi oamenii? La cap, la inimă sau la picioare? La cap. La cap, așa, deci pe neurologie. Să știi că așa să spui. Când te mai întreabă cineva: domnule, ce la neurologie vreau să ajung, ca să fii de pe acum. Câți ani ai? 6 ani jumate. O, mulți înainte să crești mare. Ia zi, care cântăreț îți place ție cel mai tare? Smiley. Și cântăreață? Andra. Băi, Andra, deci da. Serios, da. Andra, dacă întreb copii, ce cântăreață? Andra. Și, este Smiley. Foarte important ce muzică, ce fel de muzică ascultă. În general, recomandăm copilor să nu asculte. Aoleu, nu neapărat Andra. De exemplu, vă dau un exemplu. Cu o fată de 17 ani a trebuit să o pregătesc pentru ProTV. Ce emisiune? Acum nu mai știu. Vocea României. Așa. Și a cântat, am repetat o perioadă lungă melodia Până la sfârșitul lumii. Așa. Ați putea difuza puțin sau nu, de Până la sfârșitul lumii, ba, da. Altceva, Aludelia, Aruncă-mă în aer. Puțin să vă vorbesc despre ceea ce ar trebui să asculte copiii. Așa, ia să dăm un pic cu Delia. Așa. O să ne spui de doamna ta educatoare. Asta, deci asta e Delia, Aruncă-mă în aer. Așa. Puțin la referent, să vă vorbim puțin. Deci copiilor, vă recomand să nu ascultați acest gen de muzică, da? El probabil se difuzează la radio, nu știu, n-am ascultat la dumneavoastră. Da, se dă și la noi, da? Aceste cuvinte au un impact emoțional foarte puternic. Așa, spune la un moment dat... Lăsați puțin. Așa. Așa. Spune la un moment dat: aruncă-mă în aer și dă cu mine de pământ. Da? Deci o parte feminină spune tuturor despre cine vorbește ea aici. Vorbește despre un băiat, da? O parte masculină. Așa. Spune așa: aruncă-mă în aer și dă cu mine de pământ. Copiii de 4-5 ani plângând. Da, la fel recomand părinților să închidă televizoarele de pe posturile de televiziune. Da, și la radio. Era la un moment dat, am cunoscut un copil care știa versurile pe de rost de la Jason Derulo, Talk Dirty to Me. Da, ei nu înțeleg efectiv ce... Mesajul are un impact foarte important. Dar probabil pe parcurs versurile alea rămân și, și vor avea un impact mai târziu sau mai devreme. Nu spun să asculte muzică clasică, așa. Mozart, cum ar fi recomandat pentru copii, dar nici Delia, orice. Mie mi-este dragă Delia, deci avem melodia ei în repertoriu. Cine m-a făcut-o mare? Versuri foarte ok. Să fim atenți, copii și dragi părinți, la ceea ce ascultăm în preajma copiilor, dar noi stăm în mașină și spunem, de exemplu, Te voi iubi până la sfârșitul lumii, da? Mami, spune lui tati. Dar acea piesă, deci am avut-o și chiar dimineață, să-mi fie rușine, am repetat-o cu fata care a ajuns la Vocea României, la preselecții la Iași. Și vreau să spun că a avut un impact emoțional, pentru că ascultând o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori într-o zi, ajungi să te identifici cu versurile pe care le transmiți publicului și care le
emoțional le trăiești ca să le poți transmite. Cam da, cam asta e. Da. Și spune că te voi iubi până la sfârșit. Cine știe când este sfârșitul lumii? Te voi iubi până la sfârșitul lumii și nu mai știu, așa niște versuri care nu, nu pentru copii nu sunt de acord. Sau până când da. Totul se va opri sau ceva. Noi avem repertoriu Cine m-a făcut o mare de Adeliei, ce avem? Așa trăim noi, piese de grup. O zi frumoasă și o viață senină le durăm, le urăm copiilor și părinților și lumii întregi. A, așa. Da. Ei, mai sunt uite de la Delia, cine Feli, era? Feli, are melodia Aduți aminte, că... adu-mi aminte. Aia este foarte frumoasă, întreba... o avem în repertoriu cu tot grupul. Ne întreba și Edi că da. Zice Feli, nu ascultați Feli, vă place Feli? Da. Da. E, deci și cântăm Feli. Așa. Are versurile super ok. De asemenea, Edi ne mai zice că, domnule, dacă le spunem copiilor să nu asculte, o să facă exact invers. Nu, eu spun părinților. Copiii fac ce spun părinții. Corect, corect. Și că în comanda nu, ascultați asta, există da, comanda, ascultați nu, asta. Da, sigur, da. Când spui nu da. Și o frază, când scriem nu? Sau spun nu am voie să mănânc nu știu ce sau nu, da. Am voie să dorm după ora 11. Nu este da? Respins din prima și rămân restul. Salutări Sebi din partea lui Matei, colegul tău de clasă. Sebi, să știi că te salută Matei, se uită la tine acum și Sebi probabil... a participat la concursuri foarte multe în cadrul școlii Domisong, are premii foarte frumoase, trofee, premii întâi. Și toți copiii de aici. Nu pot spune că sunt cei mai talentați și asta. Important este, cum am spus, să continue, să aibă continuitate, să facă pași mici pentru a realiza ceva mare. Întâi, în primul rând, pentru starea lor de bine emoțională. Mm-hmm. Foarte important. Și ce să vă mai spun? Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, Asociația Culturală Domisong, în care acolo avem mai multe detalii despre concursuri, fotografii, imagini cu copiii noștri drăguți și frumoși, talentați. Eu zic că vreau să ne apucăm să cântăm. Haideți. Și să mai vorbim după. Am vorbit. Deci, să ne cânte, dragi prieteni, Sofia Hâncu, o să ne cânte Mi-am luat Hâncu. Mă scuzați. Mi-am luat bundiță nouă și bineînțeles eu am aici, nu știu dacă copiii dacă și-a pus Sofia căștile, înseamnă că o să audă și aplauzele mele electronice. Copiii, vă rog și pe voi să aplaudați tare. Așa, aplauze electronice cu din astea e perfecte. Nu, căștile, stai relaxat. Stai, lasă că ele stau acolo. Doamne. Așa, uite, stau aici. Doamnelor, domnilor, Sofia Hâncu, mi-am luat bundiță nouă. Și Dios-i placă tare bândița nouă, o mi-a dat o sărutare, poate și două. Ce mi-a spus la horă că și maică si ar place să-i fiu eu noră. În bundița asta mică e cu coadă, măgana ca nevestică frumos că-mi șoadă. Bundița mea nouă, ce bine-mi pare, uite-ne pe amândouă gătite tare. Mi-am pus bundița, cine mi-a ieșit în cale de-aman bădița. În bundița asta nouă eram făloasă și când așteptam să-mi spună că
toate ni place. Îi nouă n-a ce face, zice bădiță, dar mie vezi că-mi place mai mult mândruța. Și din nou aplauze! Bravo, Sofia! Bravo, Sofia! Super, super felicitări! Dom'le, într-adevăr, versuri faine! Selecting frequency. Frequency found. It's Michael FM. Ce drăguți sunteți toți și ce frumoși sunteți. Să știți că când o să mulțumim. Vă vedeți pe, mulțumim. Pe filmare, pe YouTube, să vă uitați, da. Și o să vedeți că sunteți foarte frumoși. Și nu știu, eu mă uitam un pic mai devreme la Sofie și când o vedeam că se uită așa către cameră cu un curaj din ăsta pentru un copil, e ceva. Eu mărturisesc, când m-am apucat de emisiunile astea din confortul omului de la radio, care nu te vede lumea să zică, domnule, uite așa sau așa, când obiectivul ăsta te îngheață uneori. Și m-am mirat așa când am văzut-o pe Sofie. Că... este o curajoasă, Sofia. Da, bravo, Sofia, bravo. Hancu. Ca și mama ei. Păi, ce să... zice Nicoleta, vă salută Denis de la Domisong, de la clarinet. Ah, Denis, da. Te salutăm, Denis. Denis este elev la școala numărul 9, are un alt profesor de clarinet, dar cu mine vine și colaborează pe partea vocală și doar dacă am nevoie la ajutor la... visul meu ca pedagog este să am un cor mare de copii frumoși, costumați, exemplar. Câți copii sunt până acum la Domisong? La Domisong, păi cu fluctuație care vin și așa? Pleacă în jur de 28-30, cam așa. Așa. Sunt și... perioade, pe perioada verii, aha, de obicei cu 5 copii rămân. Aoleo, trebuie să discutăm și despre asta, da, cu da. Vara și ce-i bine să facă, da, copii și ce nu. Dar până una alta noi o să cântăm și o să ne cânte Maria. Maria, nu, cu, a doua este Ioana Câmpeanu. Ioana, cheamă. Așa, Ioana o să ne cânte Prințesa, Prințesa Păpușilor. Dar Ioana, îți place să te joci cu păpușile, Ioana, zi drept. Nu prea. Nu prea, dar cu ce te joci? Mai mult mă joc cu ponei. Cu ponei. Ce drăguț, bravo. Da, pe telefon cam cât stai așa? Te lasă mami, tati, să stai mai mult pe telefon? Acum aș spune. Un pic. Numai un pic. Cam așa. Cât? Așa. Cam nu cât, știi, așa. Pe oră sau? Cât e plecată mami la serviciu? Stai, puțin, pe nu? Stai pe ascuns pe telefon fără să știe, să te vadă? Nu. Drept, sincer. Nu. Bravo, așa se face. Este supravegheată, este foarte bine, o foarte fetiță bine. Superbă. Hai, aplauze, vă rugăm frumos. Haideți și pentru Ioana Câmpeanu. Bravo, aplauze, aplauze, aplauze. Păpuși sunt calorate în lumea lor cea minunată. Aș da să intru câteodată să vă vorbi în limba lor. Prințesa păpușilor, prințesa păpușilor, prințesa păpușilor, prințesa văd când voi deveni. Prințesa păpușilor, prințesa păpușilor, să ajung prințesa mi-aș dori. Lumea noastră viselor, lumea copiilor, bucurii aduce tuturor. Ce bine, prințese de jucării și steluțe agiti, prințesa păpușilor voi fi. Toată lumea doarme în casă, eu mă dau foame în toc
peste case, din întuneric vin târâși, ce te întrece spirituși, care vor să trec de partea lor, dar eu vreau să fiu prințesa păpușilor! Prințesa păpușilor, prințesa păpușilor, prințesa, mai când voi deveni. Prințesa păpușilor, prințesa păpușilor, să ajung prințesa mi-aș dori. Lumea asta viselor, lumea copiilor, bucurii aduce tuturor, ce bine. Prințesește jucării și steluțe angitii, prințesa păpușilor voi. Păpușilor, prințesa, are când voi deveni. Prințesa, păpușilor, prințesa, păpușilor, să ajung prințesa mi-aș dori. Bravo, mai stai puțin, Ioana, stai puțin. Da, așa că ți-am dat jingle-ul, fii atent. Smile FM, happy music. Turn it up. Stai puțin, că te mai întrebi ce. Mai vorbești, da? Leave your message at the tone. Dragi prieteni, cei care ascultați pe radio, în mașină, pe acasă, pe unde o-ți fi, sau pe smilefm.ro, nu știu dacă ați văzut, dar eu am observat un detaliu foarte important și pot să mărturisesc că m-am emoționat. Să știți că doamna Carmen Trufia o ține așa de mânuță pe Ioana, da. Și chiar, băi, mă gândeam, băi, cât de important este să ai un om care crede în tine. Care crede în este tine. Este foarte important, indiferent că este profesor, rud, în afară de mama și tata. Așa, da? Mama și tata suntem obișnuiți să auzim zi de zi cu aceeași text, aceleași cuvinte. Când vine cineva din exterior, deja este altceva și copiii au nevoie și merită să fie susținuți și de altcineva, de o altă voce. Ioana, mergem la pizza împreună? Salută pe mami, foarte frumos. Ea este puțin mai emoționată, nu este. De care pizza îți place? Cu măsline. Cu măsline. Măslinele sunt foarte, foarte bune, da? Am simțit-o pe Ioana care avea nevoie de ritm. Ați văzut, nu știu dacă ați observat, deci în momentul în care am pus mânuța pe ea, n-a mai greșit ritmul. Adică n-a mai rămas în urmă. Este important pentru copii să... Foarte important și asta cred că mă apropie de ei și ei de mine, ea mă simte pe mine, știe. Și mă întreabă, de asta am zis de pizza, mă întreabă când mergem la pizza, când mai mergem? Că am ieșit odată cu mama ei, suntem prietene, o salut pe Mihaela. Și ce, ce alt cântecel mai știi, Ioana? Dar nu neapărat să ne cânți acum. Ce mai știi tu? Și activează de foarte puțin timp în cadrul școlii domnului. Să știți că are cât, Ioana? Dacă are 2 luni. Și în rest cântă cu mami și cu tate acasă. Ei muncesc, dar chiar dacă stau la serviciu, își fac timp și mi-aduc repede pe fugă. Eventual îi arunc așa gentuța și au plecat. Important este că se ocupă de educația copilului. Ioana îți transmite Măriuța salutări și un mare bravo, felicitări. Mulțumesc. Da? Mulțumesc. Cu plăcere, sunt sigur că este bucuroasă că ai cântat. Hai, dragi prieteni, să ne întoarcem către o scurtă pauză de publicitate. Imediat o să revenim și cu Maria și cu Mihaela și cu Sebastian, o să ne mai cânte și ei. Până una alta, mai pe parcursul publicității, noi o să mai stăm de vorbă pe online, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați să ne dați subscribe la canal, da? Da, și eu la Smile FM. Și unde? La telefon, voiam să spun că la începutul emisiunii am stat pe telefon pentru a distribui emisiunea în direct. Aha, pe pagina de Facebook. Data trecută au zis, nu știu cine a zis, că foarte domne, dur, stați foarte pe dur. Telefon. Da. Da. A spus, doamna profesoară, în primul rând mă respect pe mine și apoi, apoi pe cei cu care interacționez, comunic și mai ales comunitatea mea dragă și nu... Deci pe telefon am distribuit emisiunea și la fel mai fac câte fotografie minunaților mei elevi. Într-adevăr, online-ul este un mediu dur, de asta nici nu prea... îl recomandăm sau îl recomandăm cu oarecare supraveghere către cei sau pentru cei mici. Nu știu dacă avem timp să vorbim acum despre vacanță și ați spus că pe timpul vacanței rămân 5 copii. Nu chiar am glumit, nu chiar 5 copii. Dar în general părinții consideră că în vacanță ei trebuie să odihnească și nu mai au voie, adică nu mai este ok să facă nicio activitate. Eu i-aș contrazice. Și așa, pentru că exact în vacanță copiii pot face muzică, activități care îi recrează, având în vedere că au 12 ore la dispoziție de
timp liber, atunci în momentul în care îi duci către muzică, dans, sport și alte activități, șah, citit, și mai ales citit. Din ritm, nu? Adică... Sigur, atunci în vacanțe le spun copiilor, deja în septembrie când încep concursurile, sunt foarte, foarte bine pregătiți. Venind lună de lună, deci noi activăm și acum în vacanța de Paște, foarte puțin, eu știu, o oră, două, dacă înainte și după Paște, că nu o să stăm chiar de Paște la făcut canto. Și pe perioada vacanței de vară, chiar avem un concurs în august, am fost anul trecut foarte frumos cu Denis și cu mai mulți copii, cu Sebi, a fost la fel foarte frumos la mare, ne-am distrat, am petrecut timp frumos. Deci la mare, a fost fiecare... copii la mare. Da, și bă, ne mai dorim și anul ăsta și vrem și eu cred că până la urmă o să obținem, eu știu, oarecum sprijinul pentru a ajunge, pentru a aduce toți copiii. Bineînțeles, să se bucure, printre relaxare, apă și soare, prindem acolo o oră de foarte frumos pe plajă de repetiție, după care ne prezentăm la concursul Festivalul Tinereții, foarte frumos, au obținut premii frumoase copiii cu instrumentul, cu clarinetul, cu vocea. Sebi, ce premiu ai luat? Premiul 1. Premiul 1 a obținut Sebi, da, și sunt motivați, cupe, medalii și diplome. Deci, pe perioada vacanței, e bine ca ăștia micii să aibă totuși sigur o activitate. Ne așteptăm la canto, la dans, la mișcare. Că după asta prea se relaxează, nu? Nu e vorba. Atunci când ești liber, total, trebuie, eu, din punctul meu de vedere, cititul și muzica. Muzica pe care o înțelegi, o execuți și o aplici... Eu știu, pe scenă, în fața publicului, în fața oamenilor, în fața... Da. Trebuie să fii cu un anumit curaj. Știu, de faptul de a, adică doar dacă vorbești în public deja este a doua frică, nu mai spun că se copii, a doua frică care după cea de mare, ei cântă în fața publicului și asta este foarte important. Asta, cu asta mă ocup, îi încurajez și le spun tot timpul că sunt cei mai buni. Hai și pe radio. Da, am revenit, dragi prieteni, la Stăm de Vorbă, 18:36 de minute, cu copiii de la Școala de Muzică Domisong, alături de doamna profesor Carmen Trufia. Încă o dată mă bucur că sunteți alături de noi din nou în studio. Abia așteptăm pe 1 iunie să punem la punct și virgulă, vorba aia, o emisiune de la sediul dumneavoastră, de la studio, de acolo, găsim ca să fie mai, să fie un spațiu mai bun. Da. Și uite, așa o să reușim să vă transmitem și să sărbătorim ziua de 1 iunie cum trebuie. Chiar mă gândeam, spune, ce facem noi? Tu ce faci de 1 iunie, spune Maria? Mihaela Cioban. Mihaela, am un desfășurător aceea, da. Și uite că n-am reținut, îmi pare rău. Să știi că de Paște o să-ți dau un ou Kinder. De 1 iunie am să mă joc cu toți colegii mei. Da, deci joacă cu colegii tăi și... Are și rude multe, are verișoare, verișori. Câte verișoare ai? Fratele ei mi-a verișoare fost ai și elev. Zine un total așa, aproximativ. Foarte mulți, nu. Vreo 20? Nu, peste 20? Nu. Mai mulți? 8? E bine, domnule, aveți gașcă mare, adică e în regulă. Zine înainte de cântecelul tău ce o să cânți mai întâi. Dragul mi-i insat la joc. Așa, dragul mi-i insat la joc. Tu știi să dansezi? Da. Ce știi să dansezi? Să dansezi hora, sârba? Da. Da? Da, ți-ar plăcea să dansezi, de exemplu, vals? Da. E mai complicat, dar e un dans foarte frumos, să știi. Hai să te auzim cum cânți și după asta o să mai stăm un pic de vorbă, să mai gândesc așa, să te mai expitesc, că nu se știe dacă o să ajungi vedetă internațională, un fel de Lady Gaga de România, și eu îmi pierd ocazia să stau de vorbă cu tine. Doamnelor, domnilor, Mihaela Ciobanu o să ne cânte în momentele următoare, Dragul mii în sat la joc. Să-i dăm și o rundă de aplauze electronice. Așa. Și cei colegii, vă rugăm frumos să aplaudați. Bravo, bravo. Să cântăm. Dragul mi-i în sat la joc, măi, ram dire, 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 era.
Oi, verdi, busuioc, măi, șarararai, raram, dire, dire, dragonii în sat la joc, măi, ram, dire, 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 ra. Și-mi draga mă-nvârti, măi, șarararai, raram, dire, dire, a juca șașchiui, măi, ram, dire, 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 ra. Și-mi draga mă-nvârti, măi, șarararai, raram, dire, dire, a juca șașchiui, măi, ram, dire, 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 ra. Când îi vorba de jucat, măi, șararai, raram, dire, dire, nu-l mai trebuie mâncat, măi, ram, dire, 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 ra. Când îi vorba de jucat, măi, șararai, raram, dire, dire, nu-l mai trebuie mâncat, măi, ram, dire, 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 ra. Nici un om nu joacă rău, măi, șararai, raram, dire, dire, gospodar din satul meu, măi, ram, dire, 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 ra. Hai la horâș om juca, măi, șararai, raram, dire, dire, cu tot neamu alăturea, măi, ram, dire, 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 ra. Dacă eu joc frumos, ghini, șararai, raram, dire, dire, nu-i fată în sat ca mine, ram, dire, 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 ra. Dacă eu joc frumos, ghini, șararai, raram, dire, dire, nu-i fată în sat ca mine, ram, dire, 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 ra. Joacă-mă, băriță, ghini, șararai, raram, dire, dire, și mă-nvârti până mâni, ram, dire, 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 ra. Joacă-mă, băriță, ghini, șararai, raram, dire, dire, și mă-nvârti până mâni, ram, dire, 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 ra. Dacă eu joc frumos, ghini, șararai, raram, dire, dire, nu-i fată în sat ca mine, ram, dire, 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 ra. Dacă eu joc frumos, ghini, șararai, raram, dire, dire, nu-i fată în sat ca mine, ram, dire, 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 ra. Joacă-mă, băriță, ghini, șararai, raram, dire, dire, și mă-nvârti până mâni, ram, dire, 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 ra. Joacă-mă, băriță, ghini, șararai, raram, dire, dire, și mă-nvârti până mâni, ram, dire, 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 ra. Bravo! Bravo! Foarte frumos, Mihaela, bravo, bravo! Mihaela bravo. Ne-a cântat, dragi prieteni, bravo! Felicitări, stai așa să bag jingle-ul. Asculți Smile FM. Let's go! Locul 1 în topul radiourilor locale din județul Vaslui. To have a radio station everyone loves. I love them a lot. Every day I'm shuffling. Leave your message at the tone. Mihaela, zi-mi ce sport faci, că mă uitam la tine, ai zis că ești în clasa a treia, da? Da. Și sigur faci un sport. Da. Ce sport? La școală mai mă joc basket. Așa, păi asta, când ai văzut, dragi prieteni, încercasem să o trag de limbă mai devreme pe Mihaela, a zis, băi, că așa, eu știam sigur că faci un sport, felicitări, Mihaela, și să faci în continuare basket, că o să crești, uite, așa mare, înaltă, frumoasă, frumoasă ești deja, dar o să rămâi frumoasă dacă faci în continuare sport. Care este cea mai bună prietena ta? Maria Artemi. Maria, o să te salutăm, Maria. Uite, îl salutăm și pe Claudiu și pe Mihaela. Mihaela transmite felicitări Ioanei. Îl salutăm și pe Claudiu, Claudiu Bulete. Este cu noi. Bună, da, da, da. Claudiu, vreau să transmit ceva, pot în direct? Da, sigur. Avem nevoie de piesă, colaj. Trebuie piesă, vorbisem, trebuie colaj. Cu el, da. Pentru o piesă pentru Mamaia Copiilor, nu știu, pentru Festivalul Tinereții. Să nu ne uiți, te rugăm. Da, da, deci Claudiu Bulete, treci la treabă, că ai de muncă. Mihaela, încă o dată felicitări, mulțumim că ești aici la radio. O interpretare deosebită, nu mă așteptam. Aveam altă piesă, ia mă bădiță în braț, nu, ia mă în brațe dorule. Așa, și acum pe ultima sută de metri a schimbat foarte frumos, Mihai, mi-ai făcut o surpriză frumoasă. Mergem la prăjitură după asta. Da, 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 haide, sigur, sigur. Măi, Maria, când o să cânte? Hai, Mihaela. Maria Pavel, acum, scuze. Acum, așa acum. Că tot aveam eu Maria aici în desfășurător, da. să cânte Maria. Maria, ce faci? Bine. Ți-a trecut plictiseala, parcă e mai bine acum, nu? Da. Așa, doamne, ați văzut că nu e la radio, nu e chiar așa cum zice lumea. Așa, Maria, o să ne cânte o piesă despre școală. Îți place la grădii, la școală? La da. Grădii. Da?
Și ce-ți place ție cel mai și cel mai și cel mai mult la grădiniță, la școală sau la grădiniță, la școală? Să mă joc. Să te joc. Acum ai cu grădinița, e mai mult cu joacă. Da. Dar știi să desenezi? Da. Cam cât de mare, arată-ne cât de mare e cel mai mare desen pe care l-ai făcut tu vreodată, da, așa, cu brațele tale. Întinde brațele și arată-ne cam cât de mare, așa? Sau așa, sau așa? Arată-ne. Așa? Așa? Ia. Așa, cam atâta de mare? Super. Da. Deci e cât jumătate de Maria, un desen făcut de Maria, cât jumătate de Maria. Felicitări. Maria, să ne cânți frumos, da, să nu ai emoții, pentru că nu se uită nimeni la tine. Nu te ascultă când nimeni. Când spui să nu ai emoții, ce transmiți? Nu, păi corect. Mai ales părinții. Băi, dacă îți spune trei ori dacă vă este foame, spui cât ți-e foame. Maria, ți-e sete? Să... Da, vrei suc Teddy? Aici de la Smile FM? Da, să știți, dragi prieteni, că am primit astăzi copii. Am fost mult mai pregătit decât data trecută și îmi pare rău că da, și o să rămân dator pentru cei de 1 iunie. O pentru să 1 iunie în avans. Da, și mă gândeam, mă, ce mănâncă, ce beau copii ăștia, ce să le dăm, să fie bine. Și cred că am nimerit-o cu Teddy. Da, Maria mulțumim. Pavel, dragi prieteni, când la școală, voi o să merg sau nu? Așa, bun. Da, când la audiție școală. Plăcută. Voi pune șorțuleți și fundițe colorate și când am să știi vreodată va răspunde locul meu. Nu vreau deloc să renunț la joacă, nici la păpuș, nici la ursuleți. Dar voi fi din toamnă școlăriță, voi avea colegi de clasă, fete și băieți. Când la școală am să merg, îmi voi lua și păpușica. Ea va sta cu mine în bancă, va învăța tot ce învăț eu. Îi voi pune șorțuleți și fundițe colorate și când am să știi vreodată, va răspunde locul meu. Maria! Bravo! Bravo!
Bucovar. Ești vasluian? Ascultă un radio local. Așa, Maria, vreau să te întreb următorul lucru din piesa ta. Dacă în ghiozdanul tău ai zis că ți iei cărțile, caietele pe narul, dacă încape doar ursulețul sau doar păpușica, ce faci? Pe care alegi? Îți iei un ghiozdan mai mare? Păpușica. Îți iei doar păpușica, pe ursuleț îl lași acasă? Dormi cu ursulețul tu când dormi? Da. Ce partener de somn ai? Acest... Și cum, i-ai pus nume? Nu. Nu? O să-i pui nume, poți să-i pui nume. Dar ieri la oră cum i-am pus la ursulețului care l-am avut? Cum îl chema? Cum i-am zis că îl cheamă? Ochișori, nu? Da. Așa. Uite, ai putea să-i pui numele Smile FM. Ursulețul în Smile FM. O experiență minunată. Vreau să felicit mama, pe mama Marie. Este o doamnă excepțională. Are încă un băiețel, se ocupă, îi duce la dans, not. Ce mai faci, Maria, tu? Balet. Așa, unde la balet faci? Cu cine faci balet? Ia spune-ne. Cu Lori. Cu Lori. O cunoaștem pe Lori, e prietena noastră. Da, și să Sofia știi că este la balet. Da. Și Cosmin Crețu este un... Vreau să-i mulțumesc pe această cală pentru ajutorul din ultima perioadă. Ieri mi-a ajutat cu ceva foarte important pentru mine. Mulțumesc și promit că mă țin de ce-am spus. Adică că... Nu mai spun. M-a ajutat cu o chestie foarte faină. Aș vrea să mai mulțumesc... unei persoane care colaborez foarte frumos și n-am apucat data trecută să vorbesc despre domnul primar Adrian Pantea, care la Boțești, Gugești, acolo are un grup de copii foarte frumos, eu colaborez cu ei, îi pregătesc la canto vocal, un grup de 15 copii, domnul primar pregătește și instrumental, deci face lucruri excepționale pentru copii. Și toată stima și tot respectul. Știu că în Vaslui mai este Brodocul, aveau la un moment dat fanfară de copii sau ceva de genul. Așa. Nu ar fi rău ca toți primarii, toți domnii primari, scuze, să investească în educația copilor, că este foarte importantă, în muzică, în orice activitate, dansuri, dans, cărți, de citit, orice este. Să facă un fel de clubul elevilor din fiecare din comunitate până la deci urmă. Deci acei copii chiar au nevoie de a ieși din comunitatea lor de acolo, de unde sunt. Au nevoie de educație, nu neapărat matematică română și mai ales cu cineva profesionist. Toată stima și toată aprecierea domnului primar Adrian Pantea. Vreau să mă mulțumesc și domnului firmei de transport, Olariu Transporte, care ne-a ajutat în ultima activitate pe de pe 6 martie sau 8 martie. Am luat ceva pentru ucrainieni. Așa. Doamna Mihaela Zărnescu ne-a ajutat. Ceva, o chestie acolo foarte importantă și interesantă. Vă mulțumesc din suflet, domnul Lariu. Așa, vreau să mai mulțumesc domnului manager de la Silver Mall, domnului și domnului Marius Strătică, pentru tot aportul adus în evoluția, eu știu, în dezvoltarea copiilor și faptul că ne dă acel spațiu frumos, că de 1 iunie în tot timpul are ceva pregătit pentru copii. Un dulce, pentru ei contează să iasă pe scenă, să, de exemplu, uite, Sofi, du-te și ia-ți sucul acum de la Smile FM. Da. Și poți să-l servești, că și-a schimbat, uitați, toată atitudinea când auzi de suc. Asta. Și dă și colegilor tăi, că cât ne cântă Sebi. Sebastian Burghelea. Prietenii spun Sebi, deci putem să ne spunem, da, Sorin și Sebi, că suntem prieteni acum. Ia zi, te-ai mai gândit în legătură cu următoarea ta venire la radio? Crezi că... Da? Acum e un da din ăsta, da. După ce cânti, eu sper să fie un da din ăsta super hotărât. Cum se cheamă piesa pe care o să o cânti? Piesa se cheamă Drumul meu. Și drumul tău așa, care este cel mai frumos drum pe care ai mers vreodată în excursie sau ceva? La munte sau la mare? La mare. La mare ți-a plăcut drumul cel mai mult, nu? Da. Dar drumul de prin munți, așa, nu ți-a plăcut cum mergi cu autocarul prin munți? Nu știu cum este, deoarece n-am fost. A, n-ai fost? Cum n-ai fost? La Piatra Neamț? Păi n-ai fost la Piatra cu autocarul. Da. Da? Ai, dar totuși marea, într-adevăr, pentru copii, dragi prieteni, e altceva, să vezi, infinitul. Doamnelor, domnilor, să-l aplaudăm pe Sebastian Burghelea și o să ne cânte, bineînțeles, și el despre drumul lui. Aplauze electronice, bineînțeles. Și gata, vocea șuneca la Vocea României, sau ăștia, 3, 2, 1, intră! Cineva am de
deschis și erau visele. Le-am întrebat ce vor și nu le-am pus zăvor. Ce căutați? Mă întreb ce vreți cu viața mea. E timpul să-ți răspunzi, e timpul să-ți vorbești, să nu te mai ascunzi, visele să împlinești. E vremea să te întreb, nu numai aștepta, caută-ți drumul, ai numai unul, ai stea ta. Găsit răspunsul la întrebări. Un singur drum aș vrea ca să-l urmez. Îmi dă tot ce aș vrea, simt că trăiesc prin ea. Eu am ales, am visul meu, e muzica. Și voi cânta mereu, nu voi renunța. Acesta-i visul meu și pierici aș avea. Altfel nu pot să fac, sunt sigur eu ce vreau. Mi-am ales drumul, am numai unul, e muzica. Deci, bravo! Un mare bravo! Bravo, Sebi! Bravo! Foarte frumos! Bravo, bravo! Stai așa, nu pleca de la microfon, da? Sebi, unde ai învățat să faci, domnule, vibratul ăsta așa? La doamna Carmen. De cap sau de piept? De care e ăsta? Că am învățat și eu așa. De cap, aproape. Da. De piept nu este când lăsăm vocea lejeră, când așa. Avem o voce așa liberă. Iar de cap este când vorbim puțin mai așa și mai... asta este vocea de cap. Aha, aha. Și pot vorbi cu vocea de piept care așa este cum, mai sobră. Cum am eu la radio. Da, și voiam să vă felicit de data trecută, să vă spun că ăsta este un har al fiecăruia. Cum dumneavoastră aveți vocea, da. Fiecare are un tact pedagogic, fiecare are un talent anume pentru interpretare vocală sau instrumentală. Și ne bucurăm și mulțumim Dumnezeu pentru tot ce ne pentru dă. Tot ce voci avem. Frumoase. Să știți că încă am mai rămas cu subiecte. Dacă data trecută, tot așa, ne-am ținut noi de foarte mult de cântat. În primul rând, pe cântat am pus accentul. Domnule, să lăsăm vorbele la urmă. Și de data asta, la fel, am pus accent pe ăștia micii, că au nevoie de noi să îi susținem și așa. De vorbit nu prea am să vorbit. Să fie validat de adult. Până la urmă, vorbele doamna Carmen Trufia o să le facem altă dată când nu avem nimic păi de cântat. Păi 1 iunie trebuie să ne distrăm. Da, să de 1 iunie, zic, da, să stăm o dată de vorbă, să ne ținem de tema emisiunii. No, ce alte, dacă tot am terminat cu cântatul, încă o dată felicitări copii. Mulțumim frumos. Vrem să ne ziceți de următoarele proiecte pe care le aveți. Ce aveți, ce treabă aveți în următoarea perioadă? Câtă treabă. E bine că avem să fie sănătate și pace. Momentan mă ocup de tehnica de pe 16 aprilie, este ziua mondială a vocii. Aha. Și mi-ar fi plăcut să vorbim mai multe și nu numai noi cu copii și cu, eu știu, cu comunitatea noastră, dacă au întrebări despre igiena vocală a vocii, despre faptul că un cadru didactic în momentul în care se simte tensionat emoțional și vrea să explice copiilor rămâne fără voce instant. Ce putem face în acele momente, ce pot face cadrele didactice și doamnele învățătoare și profesori. Așa.
o tehnică de, despre tehnici de terapie vocală, despre faptul că, de fapt, de vorbit în fața publicului, nu e nevoie la carte didactice, despre fraza muzicală, despre, eu știu, igiena, ce consumăm, ce alimente, ce este bun pentru voce, pentru a o menține, pentru a o proceda, de la ce oră putem cânta. De exemplu, de la ora 11 este indicat să ai un antrenament așa vocal mai intens, pornind, bineînțeles, de la o calitate și de la mute. Ai făcut vocalize? Nu, dar colega noastră Clara are de obicei problemă cu asta. Dacă o iei pe Clara să zici, Clara, e ora 9, hai să ne dai și nouă voce pentru un spot. Clara nu poate. Clara de asta are emisiune după ora 2, e perfect. Îi recomand Clara, pentru dimineața și începutul așa, să facă mute, să exerseze. Sunt cele mai indicate. Da, inspirația este foarte importantă, inspirăm pe nas și pe gură, nu ridicăm pieptul și umerii, greșeală, ați spus și domnul Sorin. Da, așa, deci fără. Așa, deci poziția este foarte importantă, spatele drept, bărbia la nivelul așa, privirii, da, așa, inspirăm pe nas și pe gură în același timp, trebuie să aerul să ajungă în abdomen, da? Când inspirăm, un exercițiu bun este de făcut acasă, în momentul în care vă întindeți, puneți 2-3 cărți pe care le citiți pe abdomen și cum se mișcă abdomenul, așa trebuie respirat corect. Inspirăm pe nas, pe gură, ținem 4 timp în abdomen aerul, inspirat, după care expirăm, la fel câte 4, pornind de la 4 timp, putem număra copii. Facem exercițiu aici în direct? Hai să facem. Haide, stăm drept, spatele drept, inspirăm, inspirăm pe nas și pe gură în același timp. Și cei care ne ascultă să facă același lucru, așa, da? Așa, haideți cu noi, toți odată. Nu ridicăm umerii, nu tragem aerul până aici, da? Nu inspirăm, aerul nu trebuie să rămână în piept, da? Inspirăm 4 timp, 3 și 1, 2, 3, 4. Aerul ajunge în abdomen sau un alt exercițiu, luăm un balon și suflăm, da? Haideți, imaginar, luăm cu toții un balon. Îl ducem la gură și facem, suflăm. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se încordează în organism? Abdomenul. Da, un exercițiu la fel de bun cu baloane, dați de domnișoare Clarei. Așa. Clara. Dimineața la prima oră. Ce altă exercițiu? Avem diverse tehnici, tactici cu care lucrez eu cu copii. Nu dobândite de mine singură. Nu sunt super inteligentă, nu sunt atot știitoare. M-am interesat și îmi place să colaborez, să văd ce fac cei din București, Iași, Piatra Neamț, toate orașele, de peste tot. Mi-am adunat câteva informații așa pentru mine și după aia le pun în aplicație timp de... Am 20 de ani când fac chestia asta. Mulți înainte. Mulțumesc și dumneavoastră la fel aici cu Smile FM. Vă ziceam de Sofia înainte. Da. Bine, la ea a fost exact speța. A privit așa spre cameră, foarte natural. Cu Teddy. Așa. Cum reușesc unii copii să treacă peste această frică a scenei? Dar ei nu știu ce e frica. Ei nu. De la 9 ani, 8-9 ani, ei nu știu. Mihaela așa cât de cât și încă nu... nici ea nu prea... Mihaela, ți-e frică de scenă? Nu-ți mai este. Dar ți-a fost vreodată? Prima dată. Ei. Are emoții. E bine că ai trecut. E bine că ai trecut. Ce să? Un alt subiect pe care, adică la care lucrez odată, deci la Ziua Internațională a Vocii, care are loc pe 16 aprilie și mi-ar place să o dezvolt și mi-aș dori să colaborăm. Asta voiam să vă fac invitația în direct. Sigur. Legat de voce, tot ce faceți aici la radio, tot ceea ce puteți. Să invităm un medic orele, mai multe persoane din comunitatea noastră vasuliană să vorbim despre voce. Tot ce se poate, alți profesori de canto din oraș, de ce nu, dacă sunt doritori și așa. Apropo de colegii mei, respect și prețuiesc pe fiecare în parte, în ultimele zile tot observ așa în stânga și în dreapta că de ce face ăla? Putem fi fericiți când îi acceptăm pe toți cei din jur și acceptăm că și altcineva poate face la fel ceea ce fac. Facem noi fiecare în parte. Până la doar urmă, privind cu colegiile. Da, sigur, avem individualismul nostru, ceva al nostru fiecare, să-i acceptăm pe cei din jur și, eu știu, să-i încurajăm. Și cu o vorbă bună și cu o privire, chiar contează foarte mult. Da. Și ați zis de Festivalul Tinereții, mergeți și anul ăsta la mare? Sigur, mergem la mare, invit toți copiii și părinții să se înscrie, să ne înscriem cu toții, să mergem să ne distrăm. Cum se întâmplă, v-am spus, fiecare familie cu familia lui, pe plajă nu mă interesează ce fac, se distrează și așa. Noi ne vedem doar la repetiție dimineața o oră și seara la discotecă o oră.
Oh, discotecă. Și bineînțeles, la aproape de final, la concurs, că de asta mergem. Adică să îmbinăm plăcutul cu utilul. Pe 23, de pe 23 august până pe 28 august anul acesta vom participa. Vedem cum, avem nevoie de sprijin, eu știu, un transport, etc. Bineînțeles, dar un ajutor nu este niciodată de ajuns, adică de nevoile sunt peste tot, în, da, orice, în orice domeniu. Și un alt subiect care mă interesează în ultima particularității muzicii țigănești, vineri este Ziua Internațională, da, a Romilor în centru, promovăm și noi, de, sigur. Da, da, da. A, da? Aveți da, sigur, sigur, avem, da, și îl știu, super, și pe Doros că l-am făcut. Da. Începăm cu 16:30, Ziua Internațională a Romilor, știu și pe limba romanii Te aven amența, adică înseamnă veniți cu noi, da? Și cu toții sunteți așteptați, sunteți așteptați civic, în centrul civic. Eveniment foarte organizat de Primăria Municipiului Vaslui și Centrul Cultural al Consiliului Județean Vaslui, da, foarte frumos, un eveniment frumos. Eu sunt la subiectul, de exemplu, cu ce aș, așa, prin ce se deosebește muzica țigănească de alte muzici? Da, păi mulți întrebările pe care mi le pun și cu mă documentez cât mai frumos, cât mai bine. De, muzica lăutărească e una și muzica țigănească e alta. O, da, întrebare pe care aș pune-o, eu știu, celor care cântă în comunitatea, păi, noastră. Una e muzica lăutărească, una e muzica țigănească și alta e maneaua, să nu confundăm lucrurile. Da, că, și mai un sunt răspuns, păi, ok. Nu? Așa, să știți că am întâlnit oameni care, a, ce ai făcut, Bobby? Ai pus, promovezi asta cu, măi, da, adică, da? Da, 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 cum, avem mesaje la radio. Înseamnă că nu acceptă ce este în jur și atunci sigur are probleme. Sunt niște oameni cu o cultură extraordinară, adică nu îi putem pune pe toți în aceeași oală, la fel cum sigur, sunt și, sigur, nu știu, americani care sunt de anumită, de un anumit nivel al infracționalității. Sunt și români și unguri. În și general, cei care cântă greci sunt lăutari. Sunt, da, și cântau înainte muzică, da, lăutărească. În centru știu că este Policrom, da, formația, da, Policrom, Taraful Cantea, Cantea și mai, da, cine este? Mai sunt, mai e cei de la Trandafir, da, da, de la Hul sau ceva, da, de genul. Foarte, da, frumos, da. Foarte trebuie frumos un pic lista ca să văd exact. Da. Dar oricum, în cadrul școlii de muzică Domisong, presupun că copiii învață despre fiecare stil muzical. Asta voiam să chiar să vă spun. Noi în anii precedenți, înainte de COVID, am avut o trupă foarte faină, avem pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube, vă invităm acolo să ne urmăriți pe YouTube, urmează Instagram, nu avem Instagram, ne facem acum, Asociația Culturală Domisong. Pe canalul nostru de YouTube avem în 2019 un eveniment foarte frumos care a avut loc în centrul civic, o școală de muzică și cei care sunt artiști în general, că noi suntem artiști, bineînțeles, cu copiii alături, abordează orice gen muzical, adică cântă muzică ușoară, populară, suntem foarte atenți la copii, la versuri, da, adulții sunt liberi să cânte ce doresc și să asculte, bineînțeles, copiii trebuie protejați, sunt cele mai frumoase ființe de pe pământ. Și avem și costumații, am avut în 2019, da? Am avut un program foarte frumos cu 20 de copii, toți micuți, cu costumați, cu ieri, de exemplu, am avut la sală un moment de așa relaxare totală, am probat niște fuste. Aha. Și chiar ne-am distrat. Da, veselie, bucurie, cam asta. Să știți că noi vă urmărim pe Facebook. Vă invit chiar. Și vrem mai multe, adică în fiecare zi să postați câte ceva, să aflu de copii ăștia minunați câte ceva în fiecare zi. Și așa, rezultate așa frumoase, trebuie, sigur, și rezultate la concursuri. Concursurile noi abordăm sau accesăm concursurile din prejurul Vasluiului. Să nu se supere, eu știu, domnul Budeanu, că am văzut la dumneavoastră, Claudiu, la fel. Nu putem participa la toate. Păi, nu. Avem 17 aprilie concursul organizat de școala noastră, unde toți copiii sunt pentru încurajare, pentru a ieși pe scenă, indiferent de vârstă, începând la 4 ani. Și mai avem, ce mai avem, la Iași pe 14-15 mai și atât, nu putem participa la 2 săptămâni, iar concurs. Păi, ei au nevoie de încurajare, nu de compara cu cine, cu ce. Da, sunt părinți care, da, vor acum în 2 ani și eu sunt cel mai tare, sunt copilul meu, ce copii au cântat fals. Da. Copiii evoluează, ei cântă anul ăsta, anul viitor poate au dispărut.
cei care continuă, care au continuitate, acei pot face, acei copii și acei părinți conștienți pot face performanță și o educație sănătoasă copiilor. Știți cum e? E un domeniu atât de frumos, te uiți în ochii acestor micuți și vezi că au o inocență aproape de nedescris. Mai ales Sofia. Fă-mi așa din ochișori, ia. Sclipește așa. Da, clipește. Foarte frumoasă ești. Nu cred că e loc de răutate și de răutăți de astea. Deci, de asta nu. Prefer copiii. Da. Eu cu ei îmi petrec timpul. Bravo copii! Vă mulțumim frumos! Încă o rundă de aplauze! Mulțumim, bravo, felicitări! Felicitări și vă mai așteptăm pe la noi. Dacă vreți să mai transmiteți ceva ascultătorilor noștri, este momentul. Multă sănătate! Să avem pace în suflet și liniște interioară ca să putem împrăștia, adică să o putem emana și celor din jurul nostru cu pace și cu bucurie. Toți avem loc pe fața pământului, nu este concurență, nu este, există nimic. Să fim puțin așa atenți, da? Doamna Carmen Trufia, vă aștept oricând, ușa postului nostru de radio este deschisă oricând, mai ales pentru astfel de minunății. Pentru copii, știu, spuneți. Așa, să veniți oricând. Sebastian, vii la radio data viitoare? Vino și spune, așa. Din prima, ia zi, vii, da. Da. Așa, băi, ați văzut? Am reușit până la urmă să-l convinc. Bine, Sebastian, uite, să te invit odată să vii numai tu, să stăm așa noi, ca băieții de vorbă la radio. Și hai să vezi atunci ce frumos să fie. Are repertoriu cu piese multe. Așa. Când doriți, păi, puteți invita. Vezi? Am neapărat să cânte, să stăm de vorbă așa, de una, de alta. Mă, că mie mi-e greu, eu mai iau și pe arătură. Nu contează, cu toți avem timpul nostru și locul nostru. E important să ne dăm seama și să ne corectăm și să... Vă mulțumesc încă o dată pentru participare la Stăm de Vorbă, dragi prieteni. A fost doamna Carmen Trufia, profesor de life coach. Al bucuriei. Îi putem să zic. Bucurica, așa, că ne mulțumim zicea cineva. Doamna Viorica ne zicea. Sufletele talentate și minunate. Felicitări, sunteți bucuria noastră împreună cu doamna Bucurica. Mulțumim. De asemenea, Claudiu spune că v-a trimis pe mail. Adică, mi-a trimis deja pozitivul, mulțumim. Ce înseamnă? Să mai veniți la radio dacă aveți cineva o problemă cu cineva sau vreți să se miște mai repede lucrurile. Imediat. Veniți și spuneți la radio ca așa. Mulțumim, Claudiu. Claudiu zice că nu am de ce să se supere, o să citiți cu toții comentariile în secțiunea de comentarii. Mulțumim tuturor pentru mesaje, pentru audiență, pentru toate alea. Și salutări, așa, da, copii. Mulțumim! Cu plăcere să mă văd și eu pentru prima dată, sau nu, pentru a doua oară seara asta. Dragi prieteni, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, să ne auzim cu bine data viitoare. După cum mă și auziți, o să mai iau o pauză vocală și mâine, pentru că nu eram atât de bine, dar n-am putut să las acești copii să nu aibă parte de emisiunea de astăzi. Așa, o să revin săptămâna viitoare cu forțe proaspete și bineînțeles vă aștept și pe voi aici pe Smile FM. Nu uitați, mâine dimineață cu Emi Ionașcu de la ora 7 sunteți pe Smile FM. De la ora 10 vine Andrei Dumitrașcu, de la ora 14 Clara Andrei cu forțe proaspete și cu voce nouă, pentru că sunt sigur că s-a uitat la emisiunea de astăzi. Și bineînțeles după 18, nici mâine nu o să fiu, că îmi iau concediu medical. Salutăși pe Valentin, zice, cea mai bună profesoară, multe salutări. Multe salutări tuturor, dragi prieteni. Să aveți o seară extraordinară plăcută, să aveți grijă de corpurile voastre, fiți buni că e gratis și cel mai ieftin. Haidi, pa! Vasluiul ascultă Smile FM.